proiect Casa Medicului, parcă îl intitulați? Ați vorbit de el, dacă ne puteți spune câteva detalii din el. Este un proiect la care lucrează colegii noștri care fac parte din echipa de actualizare a programului de guvernare. Am discutat săptămâna trecută în Biroul Politic Național despre el. E un proiect în esență destul de simplu, dar care, în opinia specialiștilor din domeniul sănătății, rezolvă o mare problemă. Vorbim despre acele 900 de imobile care sunt denumite de colegii noștri Casa Medicului, care se vor construi în zone urban mic și rural, unde, din păcate, procente extraordinar de mari din populație nu beneficiază de servicii sanitare. Impactul bugetar a fost calculat undeva la 150 de milioane și este un proiect sustenabil din punctul acesta de vedere. Presupune că încurajăm ca medicii să meargă în aceste zone unde, din păcate, repet, românii nu beneficiază de servicii sanitare, iar în acea Casa Medicului va funcționa în același timp și Casa Medicului și dispensarul de care au nevoie, unde se vor face analizele cetățenilor din comunitatea respectivă. Pe lângă acest proiect, sau mai bine spus, acest proiect merge mână în mână cu finalizarea unui proiect care, din păcate, trenează de ceva vreme. Vorbim de acele 8 spitale regionale de urgență cu secții de arși prevăzute în 3 din ele. Proiect care are finanțare europeană, dar care, din păcate, așa cum spunea și comisarul european, doamna Corina Crețu, prin luna martie, proiectul s-a blocat pentru că nici măcar studiul de fezabilitate nu a fost finalizat. Și credem că este absolut necesar ca în situația actuală să demarăm rapid, de urgență, toată această infrastructură în domeniul sanitar.